Bună ziua, oameni frumoși! Suntem aici împreună cu Damian. Am zis că la început de an să vă facem cele mai frumoase urări. Multă sănătate vă dorim din tot sufletul. În primul rând vrem să vă mulțumim pentru donațiile făcute de cursul anului trecut pe pagina Speranță pentru România, pentru Damian, băiețelul care a efectuat un transplant hepatic făcut de la tatăl lui. Și vrem să vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat și am avea mare rugăminte la dumneavoastră să ne sprijiniți în continuare, pentru că noi în continuare avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, deoarece în 2 săptămâni urmează să plecăm cu Damian la clinica unde el a fost operat pentru a se face biopsia hepatică și urmează să facă acolo alte investigații, pentru că din luna lui iunie, mai exact, ne confruntăm cu o problemă respiratorie destul de severă. Pentru asta Damian a devenit dependent de cortizon. Din luna iunie facem cortizon inhalabil prin aerosol, dimineața și seara, și vă dați seama că costurile tratamentelor nu sunt chiar atât de mici. Avem nevoie în continuare de bănuți pentru a putea asigura analizele periodice pe care Damian le face, pentru a-i ști starea de sănătate a ficatului și pentru a vedea dacă totul iese bine. Încă o dată vă mulțumim din tot sufletul și sperăm ca anul acesta să ne aducă mult mai multe bucurii și mult mai multă sănătate, pentru că asta este cea mai importantă. Vă dorim și vouă un an nou cu bucurii, un an nou plin de speranță, plin de împliniri și tot ceea ce vă doriți. Mulțumim, Speranță pentru România, pentru tot sprijinul.